Bună și bine ați revenit! Ok. Bun. Ok. Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi un review. Mai exact, o să vă fac cunoștință cu Zuca, trollerul meu de machiaj. Îl am de o lună de zile și după timpul ăsta în care eu am fost cu el la joburi și m-am obișnuit cu el, am zis că poate ar fi cazul să vă zic și vouă ce părere am despre el, că pe viitor poate vă interesează să vă cumpărați și voi unul și vi-l recomand cu mare căldură. O să încep prin a vă spune că l-am urmărit de multă vreme pe internet, de mulți ani de zile am căutat păreri despre el de când am început eu să lucrez în domeniu și mi l-am dorit de foarte mult timp. Până acum am avut genți din acelea pe care le căram în mână și cum s-au adunat foarte multe produse de-a lungul timpului, am zis că ar fi cazul să-mi cumpăr o geantă mai mare, chiar un troller, pentru că fiind săroți, e mult mai ușor să-l car la deplasări. Când m-am decis să cumpăr un troller ca și trusă de machiaj mobilă, am pus în prim plan trei aspecte, și anume să nu cântărească mult când este gol, să fie încăpător și să arate bine. Toate aceste trei aspecte le întâlniți la Zuca, vă garantez. Despre Zuca, dacă știți sau poate nu știți, ei produc trollere nu doar pentru machiaj. Dacă intrați pe site-ul lor, o să vedeți că le puteți folosi în mult mai multe domenii, chiar și la călătorii. Dar fie puteți să-l cumpărați de la ei de pe site, produs pentru Zuca, produs de Zuca pentru Zuca. De asemenea, mai produc un troller personalizat pentru Mac și un troller personalizat pentru Inglot. Eu l-am pe cel de la Inglot. Când m-am decis să-l cumpăr, m-am dus direct în magazinul de la Inglot din Băneasa, pentru că având prețul acesta, am zis că e cazul să îl și văd, să simt eu că merită să dau banii ăștia pe el. Apropo că tot vorbim de preț, acesta pe care eu l-am cumpărat are prețul de 1500 de lei la Inglot. Cei care aveți reducere la Inglot, dacă vă gândiți că o să aveți reducere, nu aveți reducere, pentru că reducerea se face doar la produsele de machiaj, nu la accesorii cum ar fi trollerul acesta, pensule, genți și așa mai departe, deci veți plăti prețul întreg. Dar credeți-mă, merită toți banii. O să îl și vedeți mai încolo, pentru că vreau să vă mai spun câteva lucruri despre el. Este acceptat ca geantă de mână în avion pentru make-up artiștii care călătoresc și trebuie să care trusa, bineînțeles, cu ei în țara în care merg. Poate fi folosit ca scaun, ceea ce e foarte mișto, în situațiile în care aveți, de exemplu, o ședință foto în natură și nu vreți să vă cărați scaunul de machiaj după voi, puteți să îl folosiți ca scaun, pentru că are cadrul din aluminiu și poate susține până la 130 sau 150 de kilograme. Bine, nu e greutatea unui model, dar ca idee, e bine să știți și lucrul acesta. Spuneam că are cadrul din aluminiu, ceea ce îl face să fie foarte ușor. Trollerul, când e gol, cântărește 4,2 kg, dacă țin bine în minte. Am notat aici câteva aspecte pe care nu vreau să ratez să vi le spun despre el. Al meu este negru, are mâner telescopic, puteți să când îl cărați pe roți, îl ridicați în funcție de înălțimea voastră cât vă este comod. Roțile, foarte important acest aspect.
Roțile sunt din poliuretan și eu am fost uimită când l-am cărat prima dată, când l-am scos din mașină și l-am cărat pe asfalt, având în vedere că știți cu toții, cei care sunteți make-up artiști, cărăm o grămadă de produse și trollerul devine foarte greu, iar în acel moment roțile fac zgomot. Ei bine, roțile de la Zuka nu se aud. Deci eu am rămas, nu-mi venea să cred că nu aud nimic în condițiile în care îl trăgeam după mine. Și ca să-l vedeți mai de aproape, o să vă arăt cum se prezintă. Spuneam că are mâner telescopic pe care îl puteți regla în funcție de înălțimea voastră, ca să vă fie mai ușor când îl trageți. Și o să încep prin a vă arăta cum se prezintă la exterior. Are pe laterale buzunare mai mici, are unul mai mic în partea de sus cu fermoar. În partea de jos sunt două buzunare, unul fără fermoar și unul cu fermoar. În acesta eu țin creioanele de buze și de ochi și o paletă magnetică goală. La spate, în partea de sus, are un buzunăraș în care puteți să vă puneți cartea de vizită și se acoperă cu ajutorul unui scai. Iar în partea de jos sunt două buzunărașe mai mici, fără fermoar. Eu le folosesc pentru a pune pensulele murdare. Pe cealaltă laterală, buzunarele sunt în oglindă. În cel de sus eu am pus cărțile de vizită. Și ca să vedeți cât este de încăpător buzunarul cu fermoar din partea de jos, o să vă arăt ce pun eu în el. Așadar, în cap câteva paletuțe destul de mari. În față are un sistem de prindere cu capse, iar buzunarul se deschide cu ajutorul unui fermoar foarte rezistent. Pe buzunarul mare sunt plasate câteva buzunare mai mici. Cel mare se deschide cu ajutorul unui fermoar și se dublează ca mărime. Iar pe acesta mai sunt câteva buzunare din plasă în care puteți pune bureței, forfecuță, după cum vedeți că am pus eu, dischete de machiante, pensule, eu știu orice accesorii aveți nevoie. Eu în cel mare țin genele false. Buzunarele sunt destul de încăpătoare și sunt special create pentru accesoriile mici. Înăuntru, în partea de sus, țin pensulele. Sub acestea am două palete magnetice în care țin fardurile pe care le utilizez cel mai des. După cum vedeți, trollerul vine cu 5 pouch-uri transparente, 4 mari și cel de deasupra este mic. Cele 4 mari au și etichete pe care puteți scrie ceea ce conțin. Eu încă nu am notat. Și o să începem cu cel mic. În acesta eu țin produsele pentru buze, începând de la rujuri până la balsamuri, glosuri și așa mai departe.
În cel de-al doilea țin produsele pentru ochi, pigmenți, farduri mono, lipici pentru gene. Ce îmi place foarte mult la aceste pouch-uri este că sunt transparente și pot vedea ce conțin fiecare. Și în momentul în care le așez pe masa de lucru, sistemul de desfacere este de așa natură încât produsele rămân în aceeași poziție și nu trebuie să caut cu mâna prea mult pentru a găsi produsele. Următorul pouch conține pudrele, fardurile de obraz, iluminatoarele. Iată că umbraș a vrut să emigreze. Următorul pouch conține fondurile de ten, cremele, primerul, corectorul, anticearcănul, în general bazele. Iar ultimul pouch este cel mai compact, țin în el două palete de la Urban Decay, Smoked și Vice, și paleta cu fondurile de ten de la Ville. După cum observați, în partea de sus a trollerului mai există un buzunăraș din plasă care este foarte, foarte încăpător. Am acolo șervețelele dezinfectante de la Beauty So Clean, Fix Plus-ul de la MAC, alcool pentru dezinfectare, spray pentru fixarea machiajului, și apa micelară pe care o folosesc pentru demachiere. Vă spuneam că este foarte încăpător, dar este și foarte rezistent, pentru că uitați câtă greutate poate susține. Pouch-urile se pun la loc cu foarte multă ușurință, nu trebuie să le îndesați pentru că ele au mărimea potrivită pentru a fi introduse destul de ușor. De asemenea, fiind din vinil, sunt foarte ușor de spălat, iar pentru călătorii, trollerul are o husă specială pe care o puteți pune deasupra pentru a nu se murdări și a fi rezistent la șocuri. Husă care de asemenea este impermeabilă și ușor de spălat. Vreau să vă mărturisesc că prima dată când am văzut-o în realitate, mi s-a părut că este mică față de cum pare în fotografiile de pe site, dar când mi-am dat seama câte produse intră în acest troller, am rămas plăcut surprinsă. Și ca să vă demonstrez că după ce ați băgat pouch-urile și tot ceea ce am băgat eu în troller, mai rămâne spațiu și puteți să mai adăugați câteva produse. O să iau 3 palete și o să le introduc în trusă, chiar dacă momentan pare că nu mai este spațiu. Eu sunt foarte încântată de el și de câte produse încap în acesta. E voilà! Acesta este trollerul de la Zooka pentru Inglot. Dacă aveți mult mai multe produse decât eu am băgat în el și la deplasări mergeți cu mult mai multe produse, vă recomand să luați o geantă de mână complementară în care puteți să mai adăugați oricâte produse doriți voi și să fie oricât de mare doriți voi. Din punctul meu de vedere, eu sunt mulțumită cu ceea ce încape în el. Îmi este de ajuns la orice deplasare aș merge și vi-l recomand cu mare căldură. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem săptămâna viitoare. Vă pup! Pa, pa!